Am hotărât să renunț la cheșa. De câți centimetri? Salutare, mă, și mai nou, băi, față, astăzi facem un clip foarte special pentru că n-am făcut de vreo 6 sau 7 luni acest tip de clip, practic, cu un Q&A, yay! Pentru că de vreo 8 luni, 9 luni, un an, habar nu am de când am mai făcut un Q&A și am zis că este cel mai potrivit moment pentru a face asta. Am selectat întrebările, dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut acolo când am postat, acolo apăsând pe Instagram, nu uitați să ne dați acolo câte un follow, un subscribe, un like și un share și hai să intrăm în Q&A, că intrăm direct în pâine, că așa ne place nouă. Am selectat aici prima întrebare a lui Panai Teo, cum o să arate conținutul tău în 2021. Tocmai asta vreau să vă spun, nu mai postez daily vlog pentru că am văzut că este foarte, foarte solicitat să postez daily vlog în primul rând. Și am făcut chestia asta pentru timp de 60 de zile și nu a fost profitabil din punctul meu de vedere ca și timp, ca și abonați. Vreau să spun că targetul meu era să fac cel puțin 900.000 de abonați și nu am făcut targetul ăsta și pentru asta m-am chinuit foarte, foarte tare. What the... Auziți și voi barabumbele astea ce se dau pe afară? Nu am îndeplinit acest goal de 900.000 de abonați. Am fost puțin dezamăgit, vă spun sincer, de ce s-a întâmplat, dar nu este niciun fel de problemă. Eu dau tare înainte. Vreau să postez cum postam și înainte, două clipuri pe săptămână și restul de 5 zile libere pe care le-am să facem live stream. Adică știți că fratele vostru e pe full time, așa suntem cu YouTube-ul. M-am gândit că este mai bine să facem live, că noi am crescut cu live-urile de fiecare dată. Adică, uite, de exemplu, când postez un videoclip pe fiecare zi, când făceam chestia asta de daily vlog, aveam vreo 50-100 de abonați per clip. Acum, dacă fac live, de exemplu, am peste 300 de abonați care se abonează la canal. Deci, vreau mai mult să fac live stream și nu mai vreau să mai postez daily vlog, pentru că îmi pierd foarte mult din timp, adică filmează de dimineață, editează, postează în aceea zi și îmi pierd tot timpul făcând chestia asta și nu mai am timp pentru mine și pentru nimic altceva. Și suntem prea stresat, știi? Și am încercat. A fost chiar un challenge, am făcut prima dată, am vrut să fac 30 de zile, am prelungit la 60 de zile pentru că am vrut să-mi demonstrez că chiar nu sunt leneș și chiar pot să fac chestia asta și dacă alții pot, eu de ce să nu pot face? Am decis că nu am publicul pentru a vedea un daily. Adică sunt anumiți oameni care s-au bucurat foarte mult că am postat daily vlog, dar sunt anumiți oameni care nu au fost chiar plăcut impresionat. Adică deja făcusem aproape 10.000 de vizualizări la un clip, ceea ce mi s-a părut puțin foarte dezamăgitor. Adică ce să mai zic, ce că ușor, că ce că puțin și am hotărât să renunț la chestia asta, mai bine facem live stream și îi dăm tare pe live stream. Așa, bun. A doua întrebare este de la Cristi, câte grade ai acum la procesor? Bă, în jur de 60-75 maxim de grade în timp ce mă joc. În funcție de ce joc mă joc, în funcție de cât este procesorul utilizat, într-adevăr, temperaturile sunt mult mai mari față de water cooling, cum aveam înainte maxim 55 de grade. Aveam pe water cooling, dar nu era nici într-o carcasă și na, era un alt fel de airflow, să zic așa, și altfel cum era răcirea. Dar eu sunt mulțumit, atâta timp că nu depășește 80 de grade, pentru mine e ok. Alexandra mă întreabă, care este cel mai greu lucru în a fi vlogger? Asta spuneam, Alexandra, practic tu trebuie să muncești în fiecare zi, trebuie să fii constant. Pentru mine asta este ca și un full-time job, m-am dedicat 100% pentru a face chestia asta pentru voi și vă dați seama că am investit foarte mulți bani în primul rând pentru a avea o calitate ok, audio, video, pe lighting și pe toate lucrurile astea, adică trebuie să investești mult timp în tine, în primul rând, mult timp în a face în fiecare zi poze pentru Instagram, TikTok-uri, videoclipuri pe YouTube, live-uri totodată, știi, și mult, mult, mult alt conținut. Timpul cred că este cel mai greu lucru de gestionat, să zic așa. Nu știu ce aș putea să zic altceva. Damian Beta mă întreabă cum a fost să renunț la PC-ul de pe perete. Bă, sincer, ți-am spus, am avut destul de multe probleme în trecut și nu am mai vrut să mai am problemele astea pentru că problemele mai mult mi le-am făcut singur, că na, de fiecare dată când am nevoie de o componentă nouă, trebuie să vină Dani la Timișoara, vin o schimbă, te freacă. În fine, e foarte complicat și foarte dubios de explicat, așa că am zis, bă, frate, mai bine renunț. Mi-a dat prea multă bătăi de cap, erau foarte mișto temperaturile, foarte ok, mergea calculatorul, tot ce trebuie, dar de fiecare dată am dat peste o țeavă, da, mi-a căzut țeavă pe apă peste tot, s-a inundat acasă. Am uitat a chema pompierii, știi ce zic? Adică, nu e catering. David mă întreabă, care a fost primul tău PC? Băi, am avut un Intel 2 Duo, dacă nu mă înșel. A, ce Intel 2 Duo, bro? Primul meu PC cred că a fost un 486, nu știu dacă știți voi, dar pentru cine știe, 486-le era talent pe vremea aia. Dar după aia am avut un Intel 2 Duo, 512 MB RAM, țin minte că aveam și erau foarte multe, erau cei mai mult după piață 512 MB RAM, acum mi se pare stupid când zic 512 MB, că acum sunt 128 de giga, sunt și mai mult. Nu știu, aveam hardul de 32 de giga, dacă nu mă înșel, și nu știu ce placă video, 970, ceva de genul ăsta. Cu slăbitul cum merge? Băi, frate, m-am îngrășat foarte tare, spun sincer, pentru că v-am spus, în fiecare zi daily vlog, în fiecare zi filmat, în fiecare zi editat și nu a fost tocmai ok și m-am îngrășat, dar o să încerc să fac ceva de la anul, să zic așa, pentru că dulciul pentru că sarmale și pentru că salată de beof. Așa, de câți centimetri o ai? Hai să fim sinceri să știi la ce mă refer. Bă, dacă te referi cam atâta este, ceva de genul ăsta. Nu știu, o folosesc des, adică, na, când filmez e tot ce trebuie sau te referi la altceva?
Cornelius mă întreabă, piersici sau cireșe? Bă, să fiu sincer, mie îmi plac mai mult piersicile. Dacă mă întreb, sunt mai gustoase. Boban mă întreabă, ce părere ai despre educație și sistemul școlar din România? Bă, frate, știi care e treaba? Eu nu sunt în măsură să răspund la întrebarea asta, din ce consideră? Că lumea nu o să mai ia în serios niciodată, știi, gen? Pentru că, uite, de exemplu, eu nu am un examen de bac luat, cum, uite, spre exemplu, are Shelly, care a luat bacul cu 9 și ceva. Eu dacă nu am luat bacul și dacă zic eu ceva, spune, o, ce spui mă tu, cine ești tu ca să spui tu ceva despre sistemul ăsta? Mi se pare că suntem cu 20 de ani în urmă, cel puțin, adică nu se învață deloc, nu se procedează cum ar trebui să se procedeze. Uite, pe chestia asta de pandemie, efectiv, noi nu avem o programă școlară online, de bea acum ce a început să evolueze situația înspre a deveni online. Profesorii nu sunt pregătiți pentru a fi pe online, să zic așa, și e, mă rog, ei fac TikTok-uri de cât ați văzut clubul Enache sau nu mai știu cum se numeau. Andrei a zis și el, ai făcut vreodată vreun sport în afară de sală? Dacă da, ce ai făcut? Băi, bro, am făcut în notă de la 2 la 7 ani, am făcut de la 7 la 8 ani un an de judo, dar nu mi-a plăcut sportul de contact, că nu sunt eu genul de persoană cu contacte. După aia am făcut de la 9 la 13 ani, am făcut hockey. Nu mi-a plăcut la fel, era un sport foarte dur, m-am accidentat destul de tare acolo. De la 13 la 16 ani am făcut fotbal sau la 15 ceva de genul. După aia m-am accidentat tot așa la picior, am renunțat la fotbal, m-am îngrășat. Am avut niște probleme de sănătate, am operat de fiere. După aia am apucat de volei până la vreo 19 ani, până la vreo 23. Cam astea sunt sporturile pe care le-am făcut, dar am făcut destul de multe. Te lași de înjurat, mă întreabă Cristian. Băi, frate, eu înjur de mai mult de amuzamentul publicului, să zic așa. Eu n-am nimic personal cu nimeni ca idee, știi, să înjur pe cineva personal, că nu mă interesează. Eu vreau să fac asta hype pentru public, știi? Asta vrea lumea, asta cere, asta dau. Adică nu am avut ca scop niciodată să jignesc pe nimeni, că nu ăsta e scopul meu pe platforma asta. Scopul meu pe platforma asta e să râdă lume. Așa, ce mașină ai vrea să-ți iei tu în viitor la păpiat? Mă întreabă Eduard. Băi, frate, ce mașină să-mi iau în viitor la păpiat? Eu îmi doresc foarte mult un RSQ8 și o să muncesc pentru el și știu că o să mi-l iau într-o bună zi, dar într-o zi cu soare, dacă muncești și sper la visele tale, cu siguranță le vei îndeplini. Andrei mă întreabă cum ai reacționat dacă mâine dimineață te-ai trezit cu 1 milion de abonați. Ar fi cel mai frumos vis sau cea mai frumoasă dimineață pe care aș petrece eu ever, nu știu cum să zic, pentru că e goalul meu și îmi doresc foarte mult să fac 1 milion de abonați și chiar vă rog să vă abonați la canal dacă îmi place ceea ce fac și dacă vă pun cel puțin un zâmbet în colțul gurii. Negrea mă întreabă ce e la Cox. Băi, Coxilo Coxinum. Nu știu, e foarte tare mimul ăsta ce l-au făcut băieții cu șef. Am un laps acum, un șef de la Masterchef, ați înțeles voi, pune, mă rog, în fine. Gabriel a donat un euro, what? M-am țipat pe live-ul de stare că a fost incendiar. Gabriel mă întreabă, de ce dorești să faci giveaway? Gen, tu nu câștigi nimic din asta. Băi, câștigi followers. Înțelegi, followers și abonați pentru mine este ok, știi? Și ca să, uite, de exemplu, când vine un brand la tine și vede că ai numere, că brandurile te uită doar la numere. Adică dacă tu ai numere, reprezinți ceva. Nu contează ce impact ai. Adică eu, uite, de exemplu, când aveam 70.000 de followers pe Instagram, aveam triplu impactul de cum l-am acum. Înțelegi? Pentru că așa Instagram și așa rulează cele de socializare. Dar acum câștig poate de 4 ori mai mulți bani decât câștigam înainte. Știi, gen pe o postare pe Instagram sau ceva de genul ăsta, știi? Deci faci asta pentru numele și pentru brand-ul și pentru tine ca și persoană, dacă îți place să fii vizionat de foarte multe persoane. Mi-e dai seama că eu vreau să am cât mai multe numere, că asta fac, ăsta e online, ăsta e targetul, știi, gen, să fii printre cei mai buni, știi, gen. A, așa, mă întreabă aici un băiat ce YouTuber mai urmărești. Băi, frate, poți să te uiți în lista mea de abonamente, că este publică și vezi acolo toate abonamentele respective. Paraschiv mă întreabă și el, eu nu pot face cerere de bifă pe TikTok, am 10k followers, mersi de răspuns. Băi, am înțeles că TikTok-ul nu oferă bifă decât dacă ai 500.000 de followers pe TikTok, dacă ai bifă și pe o altă rețea de socializare, sau dacă ești o persoană care este destul de populară în media asta, în mediul online, gen să ai 100.000 pe YouTube sau pe o altă platformă, gen, știi, și așa poți obține bifă pe TikTok. Nu știu informația asta sigur, dar cam asta cred că sunt condițiile. Alex, mă întreabă ce îți place cea mai mult la comunitatea ta. Bă, frate, că suntem șefani, că sunteți cu mine și la bine și la rău și apreciez foarte mult asta, frate, indiferent că suntem și pe live și peste tot, că unii sunt frustrați că am foarte puțin oameni pe live. Pentru mine eu fac live și cu 50 de oameni și cu 5.000, pentru mine e the same. Îți dai seama cu cât e mai mult oameni, cu atât crește mai mult hype-ul, știi, gen, dar eu pentru aia care sunt acolo, frate, eu simt energia și good vibe-ul și vreau să împărtășesc și eu la fel good vibe-ul pentru ei, să ne simțim bine, să fie comunitate puternică de tot. Cam astea vă că au fost întrebările. Băi, frate, vă mulțumesc foarte frumos pentru susținere. Nu uitați să ne dați câte un like, un subscribe, un share și să ne susțineți aici la visul nostru de a face 1 milion de abonați. Pregătesc clipul special cu noul meu studio de gaming pentru 2021. Așa că dați acolo câte un like, aprindeți-mă notificările și noi ne vedem pe data viitoare cu un nou videoclip. Respect! De când mă știu sunt șefan, sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.